Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului. Ieremia 42, începând cu primul verset. Ieremia 42. Toate căpetenile oștilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocului Ieremia: fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul, Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul, Dumnezeul tău, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis: am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut fără să vă ascund ceva tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci i-au zis lui Ieremia: Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți, ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Părinte Sfânt, venim înaintea ta și te rugăm pe tine. Aleluia. Tu, Doamne, să ne dai cuvântul tău în dimineața aceasta. Tu să ne vorbești, Doamne. Să ne dai înțelepciune, să ne dai har, să ne dai putere, să ne dai prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, puterea să nu doar să înțelegem voia Ta, dar să o ascultăm în totul. Și îți mulțumim în nădejde. Sufletul nostru te laudă, te slăvim și te onorăm. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Luați locul. După cum ați înțeles din cuvânt, tema în dimineața aceasta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Întrebarea este, atunci când știm voia lui Dumnezeu, o împlinim sau o respingem? Din textul citit, dacă ați observat, situația poporului lui Iuda era într-o grea încercare. N-au ascultat de cuvântul Domnului, n-au ascultat de ani de zile când Dumnezeu le-a vorbit prin Ieremia. Le-a vorbit despre ce se va întâmpla dacă nu se întorc la Dumnezeu. Rezultatul? Oamenii n-au vrut să asculte. Îl credeau pe Ieremia un om depășit, un mincinos. Au încercat să facă tot ce s-a putut să distrugă prorocul, crezând că vor distruge și mesajul. Cuvântul lui Dumnezeu, vestit prin Ieremia, s-a împlinit întru totul. Datorită neascultării, poporul a fost dus în robie de haldei, de babiloneni. Ei, copiii lor, tot ce aveau, li s-a luat, robi ai babilonenilor. Și am rămas o mică rămășiță. S-au mai adunat și de prin prejur, prin țările celelalte, pentru că babilonenii au lăsat un oarecare Gedalia să fie stăpân, să fie slujitor peste ei. Ismael, unul dintre cei care erau din popor, s-a unit cu alții. Nu le-a plăcut decizia care au luat-o babilonenii, au omorât pe Gedalia. Acest Iohanan vine pe urmă și omoară pe cel care l-a omorât pe Gedalia și poporul este la grea încercare. Nu mai au împărat, nu mai au niciun fel de resurse,
disperați, vin la prorocul Ieremia. Și dacă ați sesizat din textul citit, cum cer ei lui Ieremia, mijlocește pentru noi la Dumnezeul tău. Vă dați seama în ce situație erau? Nici măcar nu mai credeau în Dumnezeul cel viu și adevărat. Au văzut însă lucrarea. Binevoiască Dumnezeul tău să ne arate drumul. Și ce le răspunde Ieremia? Mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru. Și atunci când vin să afle voia lui Dumnezeu, ce mijlocește pentru noi, vrem să știm voia lui Dumnezeu acum. Ce să facem? Ce să facem? Și Ieremia le spune, mă voi duce și mă voi ruga înaintea Dumnezeului vostru. Înaintea Dumnezeului nostru, spune în cele din urmă. Noi, nu, poporul zice, vedem aici cum s-a făcut o întoarcere, o întorsătură. Când zice, fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului, Dumnezeului nostru. Parcă am învățat lecția acum, la care te trimitem. Ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului, Dumnezeului nostru. Vedeți, când oamenii ajung la grea încercare, când oamenii își dau seama unde i-a dus neascultarea de Dumnezeu, încearcă să se întoarcă înapoi. Și poporul zice, vom face orice va spune Domnul. Cu alte cuvinte, am învățat că în ascultarea vocii Lui pentru noi și pentru familiile noastre este binecuvântare și că nu avem altă cale de ales. Vrem să știm voia Lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu pentru noi? Vrea să ne distrugă? Ne dă voia Lui ca să ne facă rău? Nu. El nu vrea niciodată să ne împovăreze, nu vrea să ne limiteze, nu vrea să ne facă viața mizerabilă, vrea să ne dea o viață binecuvântată, o viață minunată. Dar este o condiție. Să ascultăm de voia Lui. Acum, haideți să fim sinceri, să venim înaintea Lui Dumnezeu, să întrebăm, când vor oamenii să știe voia Lui Dumnezeu? Ha? La necaz. Când oamenii, din diferite motive, dau de greu. Și ar vrea să știe ce așteaptă în viitor. Așa erau rămășița lui Iuda. Când oamenii sunt la răscruce de drumuri și nu știu ce să aleagă. Când oamenii sunt chemați de biserică la o slujbă și vor să știe, e voia Domnului să iau slujba asta sau nu? Când oamenii ajung în suferință și nu știu dacă se vor mai vindeca. Avem exemplul lui Ezechia, împăratul Ezechia. Dumnezeu îi spune, 15 ani și vei muri? Pregătește-ți casa că vei muri? Și Ezechia n-a fost încântat de această veste. Știți cât avea Ezechia, ce vârstă avea când i s-a spus lucrul acesta? 37 de ani. La 37 de ani Dumnezeu să-i spună, pregătește-ți casa, pune-ți totul în rânduială că vei muri. Și plânge Ezechia și nu e mulțumit de ceea ce îi spune Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ok, îți mai dau încă 15 ani. Acești 15 ani au fost spre binecuvântare sau spre blestem pentru el? Nu, n-a fost spre binecuvântare. Dumnezeu vedea drumul lui și atunci când îi spune, puneți casa în rânduială
că vei pleca, că e mai bine pentru tine. Ezechia nu a vrut lucrul acesta. În acești 15 ani se naște copilul lui, care este, putem spune, cel mai depravat dintre toți împărații lui Israel. Și în același timp, toți în ăștia 15 ani, el primește musafirii vrășmași și le arată toate visteriile, tot. Și din cauza asta vrășmașii vin și ia tot. A fost binecuvântare sau nu ca să împlinească voia lui Dumnezeu? Când oamenii au o dorință și vor să știe dacă Domnul le va împlini dorința, probabil că fiecare dintre noi, mai ales cei mai în vârstă, cei care am venit aici, am avut dorința să venim în țara aceasta și ne-am întrebat, Doamne, ești cu noi sau nu? Ne-am bucurat atunci când Domnul ne-a zis, du-te. Nu știu când ne-am fi bucurat dacă Dumnezeu ne-ar fi spus, stai. Nu e voia mea să pleci acolo. Și când îl mai caută Dumnezeu, când mai vor oamenii să știe voia lui Dumnezeu? Când dușmanii bat la poartă și împăratul cu tot poporul nu știu ce să facă. Ieșim să ne bătem cu dușmanii sau ce facem? Și avem alte exemple în Biblie. Iosafat, erau așa de mulți dușmanii și ei nu știau ce să facem acum, Doamne. Arată-ne, spune-ne voia ta. O altă situație când oamenii îl caută pe Dumnezeu și cred că e bine să-l caute în situația asta. Când tânărul sau tânăra vor să se căsătorească și nu știu, e bine sau nu e bine. E un tânăr, e o tânără care poate le fac curte și nu știu, e bine sau nu e bine. Vrei tu, Doamne, sau nu? Nu vreau să fac o greșeală în alegerea aceasta. De multe ori oamenii sunt foarte, foarte hotărâți să facă nu ce vrea Domnul, ci ce vor ei. Sunt situații când poate sunt neînțelegeri și oamenii nu știu ce să facă. Voia lui Dumnezeu este așa de importantă și de multe ori o știm. Întrebarea este, o alegem? Cuvântul Domnului este plin de voia lui Dumnezeu. Alegem voia lui Dumnezeu? Că suntem la strâmtoare, că suntem la răscruci de drumuri? Sau renunțăm și împlinim numai voia noastră? Poate când oamenii vor să cumpere o casă, o mașină, sau când vor să plece în altă țară, în alt stat, să se mute, Doamne, e voia ta sau nu? Mergi cu mine sau merg singur? Este așa de important să știm voia lui Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu e cu noi în tot ce facem. Când oamenii trebuie să aleagă o școală, tinerii poate mai mult, o școală sau un job, să se mute, să nu se mute, nu știu ce să facă. Doamne, arată-ne voia ta. Când tinerii, poate la școală, au de dat examene și ar vrea să reușească, Doamne, fii cu mine. Fie voia ta ca eu să trec peste examenul acesta. O altă situație și mai dificilă, când oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și sunt așa de frământați de situația în care sunt, încât se întreabă, Doamne, mai am trecere înaintea ta? Mai există o poartă deschisă pentru mine? Ca tu, Doamne, să mă primești înapoi. Și am văzut situații de genul acesta în viața mea. Oameni disperați, oameni care au făcut ce nu a trebuit să facă, oameni care s-au încurcat în probleme grele și apoi au stat la răscruce de drumuri, plângeau. Oameni care au slujit pe Dumnezeu și care Dumnezeu a lucrat prin ei, lucruri mari, și au căzut. Și au venit înapoi la biserică și stăteau pe ultima bancă. Se gândeau, mă primește Domnul
sau trebuie să ieși afară. Sunt situații când poate inima ne spune să plecăm într-o misiune undeva, pentru Domnul. Dar vrem să știm, Domnul va fi cu noi sau nu? Așa cum mi-aduc aminte, fratele Ionică spunea odată, când mergi în misiune, nu uita, te duci pe tărâmul celui rău. Acolo e greu. Nu oricine poate să slujească atunci când mergi în misiune. Întrebarea este, se implică Dumnezeu în lucrurile mici sau numai în alea mari ale noastre? Avem de multe ori obiceiul să-L chemăm pe Dumnezeu când avem lucruri mari prin care trecem în viață. Dar alea mici cum e? Se implică Dumnezeu în cele mici? Se implică Dumnezeu să mă ocrotească în fiecare zi? Când plec de acasă, îmi încredințez viața în mâna lui Dumnezeu, chem numele Lui peste mine, chem ca binecuvântarea Lui să fie peste mine. Când mă duc la muncă, îmi dau seama, realizez că nu prin mine însumi pot să fac jobul, ci numai prin ajutorul lui Dumnezeu. Când am neînțelegere cu colegii, cu vecinii, cu cei din familie, ne dăm seama că numai Dumnezeu poate să lucreze? Chemăm numele Lui? Astea sunt lucruri mai mici. Vin cu alea mai mari înaintea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu se implică în toate lucrurile. În cele mici și în cele mari. Și dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu în cele mici, întrebarea este, când vin cele mari, oare cum va fi? Să îl implicăm pe Dumnezeu, să ne implicăm în Dumnezeu în fiecare zi. Avem de multe ori cereri înaintea lui Dumnezeu. Vrem să știm voia Lui. Sunt situații când răspunsul vine imediat, vine poate puțin mai târziu, poate zile, poate săptămâni, și sunt situații când răspunsul nu vine niciodată. Și avem noi zicala, când nu răspunde Dumnezeu și ăla e un răspuns. Înseamnă că e mai bine să nu ne avântăm singuri. Ieremia 42:7 spune așa, după 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Ieremia așteaptă 10 zile până când Dumnezeu îi vorbește. Stă în rugăciune înaintea Domnului. Stă în rugăciune pentru poporul lui Iuda. 10 zile. Probabil că aceasta poate să ne încurajeze, dar pe de altă parte poate să ne și convingă de vinovăția noastră. Să ne încurajeze, pentru că ne dăm seama că dacă Ieremia, acest om al lui Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, a așteptat 10 zile, poate să ne încurajeze și pe noi, că dacă n-am primit răspunsul imediat, Dumnezeu este Cel care totuși ne va da. Și vinovăție, pentru că de multe ori, când nu primim răspunsul în câteva zile, într-o săptămână, în două, în trei, ce facem? Renunțăm. Nu vrea Dumnezeu lucrul acesta. El vrea să stăm înaintea Lui. Și atunci când nu ne răspunde, noi să stăm înaintea Lui. Mai este o altă zicală între credincioși. Dumnezeu este foarte încet în acțiune. Foarte încet. Am vrea să fie repede. Un, doi, trei, să se rezolve totul. Dumnezeu nu face așa. Dar Dumnezeu totdeauna răspunde la vremea potrivită. Slăvit să fie Domnul. Și în versetele care nu le-am citit, versetul începând cu versetul 8, Ieremia a chemat pe Ionahan, fiul lui Careah, pe toate căpetenile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și le-a zis. Vă aduceți aminte când au venit la Ieremia să-l întrebe? Zice că au venit toți,
de la cel mai mic până la cel mai mare, era o nevoie. Și acum îi adună iarăși pe toți. De ce credeți că îi adună pe toți? De ce toți să vină, toți să audă direct cuvântul din partea lui Dumnezeu? Ca niciunul să n-aibă scuze, că n-a auzit, că n-a știut, că nu prea l-a înțeles. Nu, veniți încoace toți. Și Ieremia le spune ce are din partea lui Dumnezeu. Și zice așa, și le-a zis, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Nu mai este Dumnezeul tău, nu mai este Dumnezeul nostru, Dumnezeul vostru. Este Dumnezeul la tot Israelul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-ați trimis să-i aduc înainte rugăciunile voastre. Și aici este răspunsul. Dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Am stat și m-am gândit, chiar așa Dumnezeu să nu știe ce, fac, să nu știe ce face și Pono să-i pare rău de ce a făcut? De ce? Cam cum înțelegem noi cuvântul ăsta, îmi pare rău de răul care vi l-am făcut. A? Eu nu cred că Dumnezeu nu știe ce face când face un lucru și apoi să-i pare rău că l-a făcut. Aici este vorba de altceva. Principiul lui Dumnezeu este împlinește voia Lui și vei fi binecuvântat. Nu împlinești voia Lui, te depărtezi de El. S-au închinat Israel la Dumnezeii neamurilor, la idoli. Au ajuns mai rău ca păgânii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a avut altceva de făcut. Și a zis, îmi pare rău pentru voi. Îmi pare rău pentru voi, dar n-am altă soluție pentru voi. Mergeți în robie. Dumnezeu încearcă îndreptarea poporului său. I-a vorbit ani și ani de zile. A vrut să-i planteze. A vrut să construiască ceva pentru ei. A vrut să-i binecuvinteze. Dar ei n-au primit. Și atunci a venit cuvântul acesta. Încă de când a fost ales Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit în Ieremia 1:10, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, și nu uitați ultima parte, să zidești și să dești. De multe ori Dumnezeu nu poate să lucreze până când nu dărâmă întâi tot ce e rău. Și apoi poate să zidească. Ieremia 42:11, în continuare, mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Iuda. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi, ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi însufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Nu fugiți, stați unde sunteți, încredeți-vă în Domnul, încerca Dumnezeu să le spună. Și voia lui Dumnezeu era să-i scape, să-i binecuvinteze, să-i facă să crească din nou. A fost primită această veste? Nu. După cum vom vedea mai târziu, au făcut exact împotriva la ceea ce le-a vorbit Dumnezeu. Și poate că putem să ne întrebăm, cum e posibil? După ce au văzut mâna lui Dumnezeu, după ce au ajuns la descurajare, cum se poate acest popor să fie atât de împietrit? Știți care este răspunsul? Noi oamenii avem capacitatea periculoasă și să justificăm orice. Acești oameni nu au făcut excepție. În mod evident, ei au zis, deși am spus că vom face tot ce ne va spune Domnul, în aceste condiții,
în aceste condiții, este totuși mai bine pentru noi să plecăm în Egipt. Dumnezeu le spune, nu plecați în Egipt, nu vă duceți acolo, va fi spre nenorocirea voastră. Ei spun, nu, ne ducem în Egipt, că oricum Nebucadnețar va fi pe urmele noastre. Și cuvântul lui Ieremia, Domnului prin Ieremia, continuă. Dacă nu veți asculta de glasul Domnului, Dumnezeu deja știa inima lor. Dacă nu veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru. Și dacă veți zice, nu vrem să rămânem în țara aceasta, nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiței, nici nu vom duce lipsă de pâine și acolo vom locui. Atunci, ascultați cuvântul Domnului, rămășița lui Iuda. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă vă veți îndrepta fața să mergeți în Egipt, dacă vă veți duce să locuiți pentru o vreme acolo, sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului. Foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt și veți muri acolo. Toți cei ce își vor îndrepta fața să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo, vor muri de sabie, de foamete și de ciumă. Nici unul nu va rămâne și nu va scăpa din nenorocirile pe care le voi aduce peste voi. Cuvântul Domnului. Un avertisment foarte aspru, foarte clar. Nu plecați. Dacă veți pleca, veți muri. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Cum s-a vărsat mânia și urgia mea peste locuitorii Ierusalimului, cei care au fost duși în robia babiloneană, așa se va vărsa urgia mea și peste voi dacă veți merge în Egipt. Și le spune, dacă veți pleca totuși, veți fi o pricină de afurisenie. Și am zis, domnule, ce-o fi însemnă cuvântul ăsta, că și noi românii parcă nu prea înțelegem, ce e o pricină de afurisenie? Și m-am dus la dicționarul limbii române și știți ce am găsit? Zice, înseamnă, două explicații am găsit. Excludere dintr-o religie, excomunicare, blestem. Și doi, pedeapsă canonică prin care o persoană este îndepărtată din obștea credincioșilor și oprită pentru un timp de a frecventa biserica. Wow! Veți fi o pricină de afurisenie, în sensul că nu veți mai avea acces la Domnul. Veți fi excomunicați. O pricină de groază, de blestem și de ocară și nu veți mai avea, nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Să nu credeți că mergeți în Egipt și apoi vă întoarceți de acolo. Mergeți în Egipt, acolo veți muri. Rămășițe ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi, căci vă înșelați singuri dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă necunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face. Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați. Prorocul deja știa ce vor face rămășița, cei care sunt rămășița lui Iuda. Dar voi n-ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat el să vă spun. De aceea să știți că veți muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul în care vă duceți să locuiți. Este așa de grea decizia lui Dumnezeu pentru ei. Clară în același timp. De multe ori poate ne vedem și noi în aceeași situație. Când Dumnezeu ne vorbește ceva și tare nu ne convine, tare nu ne place mesajul lui. Mi-aduc aminte că un tânăr vrea să se căsătorească. Avea deja o fată credincioasă cu care vrea să se căsătorească, dar nu știa ei voia Domnului sau nu. Și mi-aduc aminte că am fost la un grup de rugăciune și spre nepriceperea lui, deși erau vase de lucru acolo, el își spune cauza.
Bineînțeles că nimeni n-a mai dat drumul la nicio lucrare. Înainte să plece, zice, vreau să știu totuși care e voia Domnului. Și a zis, uite, dacă tăceai, poate primeai. Dar acum, singura soluție pe care cineva a venit cu ideea, uite, tragi la sorți, dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Dar ține bine seama, nu ești obligat să faci lucrul ăsta. Nu e bine să faci lucrul ăsta. Dacă vrei neapărat în seara asta să afli un răspuns, tragi la sorți. Și el a zis, da, trag la sorți. Și biletul a fost nu. Bineînțeles că omul nostru a fost foarte întristat, a plecat. A doua zi a început să vorbească cu alții, să zică, mi-a pus două bilete de nu. N-au fost două bilete de nu. A fost unul da și unul nu. Și ce credeți că a făcut? S-a căsătorit. Spre surprinderea la mulți, totul a mers foarte bine. Doi copii se înțelegeau bine. Poate unii au și zis, domnule, oare ce fi fost cu lucrarea aceea? Au trecut ani și aveam o vecină chiar de casa noastră și într-o zi ne spune despre istoria sorei ei. Cum într-o zi soțul ei, venind de la muncă cu bicicleta spre casă, efectiv a căzut jos și a fost mort. Știți cine a fost acest tânăr, acest om? Tânărul ăla care a tras la sorți. Dumnezeu, de fapt, a vrut altceva, să scape o femeie și doi copii, ca să nu rămână fără sprijin în viață. Dar n-a înțeles și n-a acceptat. Este bine să alegem voia lui Dumnezeu și atunci când nu ne convine, este bine să stăm lângă Dumnezeu și, așa cum au zis rămășița lui Iuda, orice va fi, vom asculta, este foarte important. Încă o dată, de multe ori vine conflictul acesta dintre voia lui Dumnezeu și propria noastră agenda. Dumnezeu ne poate arăta voia Lui când cerem voia Lui. Dar întrebarea este, ascultăm noi de El și când agenda noastră e alta? Acceptăm noi planul lui Dumnezeu? Soluția este următoarea. Dacă nu acceptăm voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, fi gata și să fim gata să acceptăm și consecințele. Și consecințele pot să fie dezastruoase. Citind cuvântul lui Dumnezeu, vedem în multe locuri în care ne spune voia lui Dumnezeu pentru noi. Și aș vrea să spun că am luat câteva și sunt absolut convins că nu e totul aici. În primul rând, atunci când Dumnezeu le-a dat poruncile lui Israel, a spus, ascultați, împliniți poruncile astea, ca să fiți fericiți, să fiți binecuvântați. Deuteronom 28 zice așa, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Dacă vei asculta de cuvântul Domnului, de poruncile Lui. Păi, Doamne, îmi plac poruncile Tale, dar nu-mi plac toate. Păi sunt unele care nu-mi plac. Ce facem? Dumnezeu spune nou, toate trebuie împlinite. Mica 6:8, ți s-a arătat omule ce este bine, și ce alta cere Domnul la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit înaintea Domnului. A, Doamne, păi nu-mi place să fie, smerenia mie nu-mi place. Nu-ți place? Ok. Oprește pe cineva pe Dumnezeu să nu se mândrească? Nu. No. Dar ce zice cuvântul Domnului? Mândria este înaintea căderii. Consecințele. 1 Tesalonicen 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri.
După cum v-am spus și v-am adeverit, căci Domnul nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Ne place sfințirea? Ne place? Mai sunt unele lucruri care parcă am vrea să fie altfel, nu cum vrea Dumnezeu. Ok? 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Adică să mulțumesc când sunt bolnav. Păi să mulțumesc când nu prea mai am resurse financiare cum trebuie. Păi să mulțumesc când sănătatea începe să mă lase. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la voi. Să ne ajute Domnul. Să ne dea puterea aceasta. Chiar și atunci când nu ne place să fim mulțumitori, să împlinim voia Lui Dumnezeu. Căci voia Lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Făcând ce este bine, făcând ce este bine. De multe ori ne întrebăm, băi, e bine să fac aia sau fac aia altă? Dar noi în conștiința noastră știm cum e bine. Facem ce e bine sau nu? Dumnezeu să ne ajute, să facem ce este bine. Chiar și atunci când pierdem, chiar și atunci când nu ne place, să facem ce este bine. Căci este mai bine, 1 Petru 3:17, căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Să sufăr, după ce fac bine, mai și sufăr. Asta e drept? Fac bine, și în loc să vină binecuvântarea peste mine, vine suferința. Voia lui Dumnezeu este să suferiți pentru că faceți binele. Nu înțelegem, nu știm. Dar, cu alte cuvinte, și atunci când este greu, și atunci când suferim, și atunci când, după ce am făcut binele, trebuie să trecem prin încercări și greutăți, noi să facem în continuare voia lui Dumnezeu, să facem ce este bine. 1 Ioan 2:17, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Fraților, ne este foarte puțin dat să alegem. Vrem să trăim veșnic? Vrem să fim cu Dumnezeu o veșnicie? Trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Ne place? Nu totdeauna. Avem puterea să facem totdeauna voia lui Dumnezeu? Nu. Și atunci ce facem? Ne rugăm? Ne smerim? Ne pocăim? Și continuăm să facem voia lui Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta și El să ne binecuvinteze pe toți. Amin.